Botezul Domnului 2016. Ce înseamnă botezul? Înseamnă luminarea cunoștinței, înseamnă luminarea dreptei credințe, înseamnă arătarea Mântuitorului la apele Iordanului, în care apele Iordanului s-au prefăcut în dulceață, iar peste ele și în ele s-a botezat Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care a venit în lume să ne mântuiască pre noi și să mântuiască lumea cea căzută în păcat. De aceea cred că semnificația acestei zile este mare și toată creștinătatea o serbează, pentru că este foarte importantă. Apele cele stricăcioase se prefac de stricăciune și asta este una dintre cele mai mari taine ale omenirii, care nimeni și nimic nu o poate nici tăgădui, nici încălca, nici ignora până la sfârșitul veacurilor, în veci de veci. Amin. Ce consumă această apă? Când se consumă? Această apă se consumă dimineața, pe nemâncate primele 3 zile. De ce? Sau dacă se vine la biserică să ia cu anafură, sau cei mai bătrâni și bolnavi ia anafura și o iau la casele lor. După care, peste tot parcursul anului să ține, să păstrează la acea sticluță la icoană cu busuiocul și ori de câte ori avem nevoie și de voi, gustăm sau stropim din această apă sfințită care trebuie să țină pe tot parcursul unui an. Iar la sfârșitul anului, la botezul următorului an, această apă se toarnă în fântână, după care să ia în sticluță aiazma nouă și proaspătă pentru anul următor. Ce spune acțiunea politicilor care duc apa sfințită acasă? Acum ce se întâmplă? Eu, după atâția ani și după atâta amar de experiență totuși, pot să vă spun că dumneavoastră, ca oameni tineri, dacă vreți și formatori de opinie și ai presei și poliția locală formată din oameni tineri, aveți și o responsabilitate, grija noastră față de cei bătrâni. Este un lucru extraordinar, pentru că putem să le călcăm pragul și o să vedeți cât se bucură de mult, pentru că, sigur, au familii, majoritatea, au copii care nu îi ignoră, dar care sunt ocupați. Și atunci e ca o, dacă vreți, ca un balsam venirea dumneavoastră și venirea poliției locale acolo, la casele lor. Ce se întâmplă? Noi mergem cu crucea pe parcurs, iar astăzi, din diferite motive, suntem ocupați. Ei doresc să ia această apă până după mâncă, vă spuneam, pe nemâncate. Și atunci pentru noi ar fi mult mai greu, de dispunând nici de mijloace de transport, ca să facem acest lucru. Iar poliția comunitară, de cred că sunt vreo 15 ani, poliția locală acum, vreo 15 ani de când facem această acțiune și o fac pentru tot orașul și o fac bine și frumos. Să dea Dumnezeu să continue până la sfârșitul veacurilor de veci. Amin. Pentru că bătrâni vor fi, oameni putincioși vor fi și nevoi vor fi. De aceea cred că e bună inițiativa dumnealor, pentru că eu n-aș putea să mă descurc singur în momentul ăsta, pentru că sunt răzlețâți oamenii și atunci mi-ar fi foarte greu, vă spusei, și din mijloace de transport, ca să ne deplasăm repede și operativ. Să ia apă pentru curățirea sufletului, e bine pentru animale, pentru astăzi, e pentru sănătate. Participați în fiecare an la slujbă? Da, în fiecare an. Păi dacă nu luăm, o dată pe an. Trebuie să participăm, măcar acum. Și asta e, o luăm acum și avem un an de zile. Că apa luată de astăzi ține un an de zile, e tot apă bună, curată.
văd că anul acesta ați venit pregătiți, aveți deja papuse, să nu vă mai îmbulziți la... Păi, dar în fiecare an așa am venit, de câțiva ani. Vin cu găleata și am găleata aici. Și iau apă și mai stau, că tot aceeași. Vine părintele, bagă busuiocul în apă și... Se spune că acum sunt sfințit de toate apele, da. Așa este? Da. De exemplu, eu am luat o sticlă de apă din pomp, de la pompă de acasă, nu din fântână, și am pus-o astăzi. Exact ca și aceea de la biserică, care am venit cu ea la biserică, a stat. Sărbătoarea Bobotează, așa cum e denumită în popor și de noi toți, este botezul Domnului, așa, Sfântul Ioan Botezătorul l-a botezat pe Iisus Hristos, iar noi, luna iazma asta, apa asta care o luăm, o numim maiasma, e un fel de leac. De câte ori eram răcit sau ceva, gustam toți din ea și ziceam, simțeam parcă așa, ceva, o îmbunătățire a corpului. Da. Aveți în continuare pe leacul ăsta? Nu, e de mult, de când mă știu, 70 ceva de ani, merg în fiecare an și iau și avem și dăm la copii mici să bea și la cei care sunt bolnavi. Da, și îl numim Bobotează. Pentru familie, ținem de anul ăsta, acum de dimineață am băut de veche, când am venit aici. Și e bună pentru animale, pentru păsări, pentru toate astea. Și așa s-a moștenit din moștrămoși, ținem o tradiție. Astăzi am venit pentru că este Bobotează, astăzi toate apele se botează. Chiar dacă nu e slujbă, pentru că toate apele sunt botezate. Și apa aceasta pe care o luăm astăzi este bună pentru orice. Să stropim animalele, păsările, deci care ne-a rămas de anul trecut. Aceasta o păstrăm pe tot timpul anului. La orice zi mare, înainte de a mânca și asta, ne spălăm, ne închinăm spre răsărit și luăm câte o gurită de apă. De ce se face acest lucru? E bună pentru sănătate. Alungă relele. Ați ignorat temperaturile scăzute și ați venit la biserică. O persoană era aici când am venit eu. Da. Înțeles că folosiți această apă și în scopuri tămăduitoare. Da. Da, deci dacă ai o suferință cât de mică, o durere, nu prea mare așa. Închinăm și luăm și totuși parcă este benefică. Este eficientă? Da. Da. Deci pentru mine da, nu știu, pentru alte persoane. Da. Ce altceva, care sunt superstițiile legate de ziua de azi? De superstiții nu știu. De ce este bine să facem, cum se spune? Vă spune, cu această apă se stropesc pomii ca să aibă roade tot anul, animalele ca să fie sănătoase, aruncăm și în fântâni dacă avem fântână acasă. Deci e bună pentru mai mult. Via, florile, tot ce avem, prin curte și prin casă. Ce nu se face astăzi? Înțeleg că e sărbătoare, nu trebuie să muncim. Bineînțeles că nu trebuie să muncim, că nu avem ce face. Una că nu avem ce face și alta că e păcat. E o zi sfântă și... Este bine, e pentru sfințirea apei, pentru sănătate, pentru totul. Meargă bine în casă, e o apă sfințită. La ce folosiți această apă? Ei, bem dimineața pe nemâncatelea, ajung... Când ești bolnav, tot la fel, bei. Se bea numai la zile mari? Sau? Când ai nevoie. Nu numai la zile mari. Nu numai la zile mari. Ce știți despre această sărbătoare? Ce superstiții știți în această zi? Ce să spun, nu știu. Nu știu. Dar câte zile se bea apă sfințită acum la rând? La rând, da, și mâine. Dar pe nemâncatele, atunci bei. E o cantitate pe care trebuie să o bem? Sau? Nu, nu, nu. Te închini, ești spălat, curat, te închini și bei de trei ori. De trei ori? Da, ghiți. Dar vă spui, pe nemâncatele. Luați negreșit apă în ziua de Bobotează? Da, sigur, sigur. Și-o păstrați tot anul? Da. Și acum am mai avut să-i și pusei și în fântână, să fie sfințită și fântâna. Și la animale? Și la animale, da, tot așa, le dai să-l bea, pui cât e puțin. Le mai iei de la fântână și le dai.
E o mare sărbătoare. Ce este interzis să facem astăzi? Păi să nu speli, să nu lucrezi. E sărbătoare.